Ce vreți cu această generație în această stagiune? Ce vă propuneți? Obiectivul major? Să ajungem în elita handbalului, adică la turneu final în primele 8 echipe. O medalie s-ar putea? Vedem. Elevele antrenoarelor Luminița Ciocărlan și Clina Maxim au avut o primă parte a sezonului destul de reușită, terminând seria pe poziția a doua cu 67 de puncte, la 6 puncte în spatele liderului LPS Iași. Ce vrea această generație la nivelul juniorilor 2 în acest campionat? Noi sperăm să ajungem și la celălalt turneu semifinal și să ne calificăm mai departe la turneul final, sperând să obținem o medalie. Prima parte a campionatului cum ai caracterizat-o? A fost destul de accesibilă. Ne-am descurcat destul de bine și sperăm să ne descurcăm în continuare la fel de bine și să nu ne accidentăm. Asta este cel mai important lucru pentru noi. Turneul semifinal de la București se va încheia duminică, iar în ultima zi de competiție, fetele de la Piatra Neamț vor întâlni pe CSS Drobeta Turnu Severin.